Vă salut, prieteni. Vreau să facem o filmare scurtă cu ocazia memorabilă a reușitei mele de a-mi găsi anvelope de iarnă pentru Tesla, care sunt și rare și scumpe și nu neapărat soluția pe care o voiam eu la momentul ăsta, dar din fericire am reușit să găsesc la anvelope.ro. A durat un pic până am comandat, am vorbit, le-am plătit, am avut un preț bun la ei și am zis să profit de faptul că vrând nevrând trebuie să merg să le montez la ei, că e păcat, și am zis haideți să facem o filmare, să vedem ce înseamnă un schimb de anvelope. Acum o să ziceți, bine mă, după 30 de ani de când faci treaba asta, nu știi ce înseamnă un schimb de anvelope? Nu, pentru că sunt unele chestii ușor diferite la Tesla și vreau cu ocazia asta să filmăm, să vedem ce înseamnă și să și răspund la câteva întrebări despre schimbul de anvelope la Tesla, despre folosirea sau nefolosirea acelor pucuri, despre de ce avem și de ce nu avem kit de pană la anumite modele și la Tesla nu avem, de exemplu. E util, nu e util? O să profit de treaba asta cu schimbările. O să aveți, în timp ce eu vorbesc, se vor derula imagini reale, deci nu e nimic regizat. E pur și simplu, m-am dus la anvelope.ro, oamenii m-au așteptat. Am avut o discuție acolo cu unul din responsabililor, care mi-a răspuns la niște întrebări pe care eu le aveam. Și eu, având răspunsurile acum, vi le pot spune și vouă. Știam ceva, dar alta este când cumva ți se certifică acest lucru de către oameni care fac asta în fiecare zi. Chiar explica domnul cu care am vorbit că în perioada asta de schimbare, că încă se mai schimbă roz de vară cu roz de iarnă, au zile în care au și 5-6 Tesla pe zi. Deci mă gândesc că având o asemenea mișcare de modele Tesla prin atelierul lor, e clar că au oarece experiență. Sigur, serviciile nu sunt neapărat ieftine, dar sunt la un nivel de calitate ridicat, adică ceea ce aștept. În momentul în care am dat 50.000 de euro pe Tesla, că e o chestie de respect să nu umblu cu pneuri Nankang sau să fac cine știe ce, să caut să schimb roțile cu 50 de lei de roată. Nu, am plătit 460 de lei schimbatul roților și am plătit și pneurile, dar la un preț preferențial, să spunem, adică asta a fost o înțelegere a mea cu anvelope.ro și într-un fel cred că este ok pentru ambele părți implicate. Haideți să vă spun acum răspunsul la niște întrebări pe care le-am și o să și pun întrebările. 1. Este nevoie sau nu este nevoie să avem acele pucuri despre care se vorbește la Tesla, care se montează sub vehicul în cele 4 puncte de ridicare pentru a ridica corect un vehicul Tesla? Ei, răspunsul nu este unul, nu că nu e clar, că e clar pentru mine, dar nu e unul singur. Adică răspunsul este da și nu. Pentru că, de exemplu, la anvelope.ro, unde sistemul de ridicare al mașinii este de tip 4, să-i spunem, unde poți să poziționezi anumite tampoane de cauciuc oriunde pe acel pat de ridicare, acest lucru nu mai face neapărat necesară prezența pucurilor, dar în același timp este bine să ai pucuri. Deci, ca să o scurtăm, dacă mergi la anvelope.ro sau la alt service care are un sistem de elevare mai nou, mai sofisticat, este posibil ca ei să poată să ridice o Tesla fără să fie nevoie de pucuri. De altfel, în imaginile pe care voi le urmăriți, o să vedeți că între mașină și elevatorul propriu-zis sunt niște tampoane pătrate de cauciuc care se pun în zona în care s-au pus și pucurile, dar merge și cu acele tampoane direct la genul ăsta de sistem. La sistemele mai vechi de ridicare este posibil să nu meargă fără pucuri sau în momentul în care brațele acelea de elevare nu sunt puse unde trebuie să afectezi fie pragul, fie mai rău și catastrofal bateria. Și atunci ideal ar fi să ai pucuri. La fel, pucurile sunt bune în momentul în care faci tu o pană și ești în afara, să zicem, nu știu, ai un cric sau ți s-a desumflat roata, ți arată la bord, vezi o vulcanizare și te duci acolo și omul poate are un sistem de la cu perne cu care ridică sau are un cric mai clasic, depinde unde ești, ar fi bine să ai pucuri. Pentru că pucurile ce fac? În momentul în care ele sunt înfipte în locașul ăla, îți arată exact care este locul unde se poziționează sistemul de ridicare, hai să nu-i zicem cric. Deci, într-un fel, cumva ideal este să ai pucurile astea. Asta ar fi răspunsul la prima întrebare. A doua întrebare, întrucât anvelopele sunt cu
certificare Tesla, T1, T0, T2, care înseamnă că sunt aprobate de Tesla pe vehiculele lor. Vehiculul meu, de exemplu, Y-ul, are o greutate de 2300 kg la gol, deci un vehicul greu. Nu merg orice fel de pneuri sau dacă merg, există anumite limite care pot să fie depășite și atunci e de preferat să ai pneuri cu certificare Tesla, care înseamnă că sunt adaptate atât din punct de vedere al încărcării vitezei maxime, dar și din punct de vedere al nivelului de zgomot, care este foarte important la un vehicul electric. Iar pneurile pe care eu le montez acum sunt Pirelli, whatever, o să scriem eventual pe film să vedeți ce modele, nu-mi doream neapărat Pirelli, dar a fost singurul model pe care l-am găsit. Și ele au certificarea aceasta, mă refer la partea de sunet acum, vine din faptul că pneurile de Tesla și echipare originală și iată, cele de iarnă sau când vrei să schimbi, cauți acest lucru pentru a-ți avea înapoi nivelul de zgomot cu care erai obișnuit. Deci au un fel de burete pe banda de rulare care, desigur, atenuează zgomotul pe care îl face cauciucul atunci când se freacă de asfalt. Acest burete aduce cu sine, pe lângă costul mai ridicat al pneurilor, niște probleme de reparare și ajungem la ceea ce spuneam despre prezența sau nu a kitului de pană. Kitul de pană cu lichid sau, mă rog, soluție de etanșare nu mai poate fi folosit la genul acesta de pneuri. Sigur, există diverse soluții la alte mărci, adică există pneuri care au autoetanșare, care au intră un pui sau ceva și există un strat moale de cauciuc în interiorul pneului care etanșează. Puiul rămâne acolo, dar aerul nu se pierde și poți rula. Nu e prezent pe Y, de exemplu, nu este prezent această soluție, ceea ce înseamnă că în momentul în care și eu m-am gândit să-mi cumpăr un kit de pană de la Tesla, care constă în compresor, să zicem, tot certificat Tesla, deci care poate să dea niște presiuni și mai mari, presiunea de lucru e 2.9 la model Y, deci compresor, soluție etanșeizantă și, bineînțeles, o să ai nevoie poate și de un cric, da? Nu știu, să ridici mașina sau nu în funcție de situație. De ce nu funcționează treaba asta? Pentru că etanșeizantul, odată introdus în roată, el nu poate să ajungă în zona în care ar fi, să zicem, perforația. Dacă e un cui acolo sau un șurub pe care l-ai luat, etanșeizantul nu poate ajunge din cauza buretelui și atunci soluția asta devine inutilă. Întrebarea pe care am pus-o celor de la Anvelope.ro și la care am primit un răspuns clar este: băi, dacă eu am cumpărat un kit din ăla de șnururi, soluția clasică folosită la repararea anvelopelor în trafic, să spunem, da, ai pățit o chestie, te-ai oprit la un atelier din ăsta mic de cartier și ăla îți bagă un șnur. Și răspunsul lor a fost da, fără probleme, dacă, adică am întrebat, pot, dacă are rost să țin acel kit în mașină, dacă pățești ceva să încerc să repar, sigur, în conjuncție cu un compresor, că trebuie să și umfli roata dacă ți s-a desumflat, va trebui să ai kitul de șnururi, priceperea necesară, că nu ți iese dacă n-ai mai făcut sau dacă nu te-ai jucat, e bine să încercați să faceți pe un cauciuc vechi, să băgați un șnur, 2-3, ca să aveți experiență când pățiți la Tesla. Deci, combinația compresor plus șnur merge la Tesla. Este bine să o ai în mașină, că te poate salva. Evident, există și opțiune de roată de rezervă, dacă vreți neapărat să vă cumpărați o roată să umblați cu ea prin Tesla, e ok. Deci, asta a fost o altă întrebare. De altfel, tot de la ei am înțeles că soluția cu etanșeizant se pare că nu e atât de bună nici măcar la pneurile normale, da? Și atunci, pentru mine ca utilizator de Tesla acum, astea erau niște întrebări pe care le aveam. Am nevoie de pucuri sau n-am nevoie de pucuri? Am nevoie să am kit de pană sau n-am nevoie de kit de pană? Și în momentul ăsta am realizat că ar trebui să-mi cumpăr un set de pucuri, să fie în mașină. Pentru orice eventualitate ar trebui să-mi cumpăr un compresor. Kit de șnururi mi-am cumpărat, am dat 15 lei, nu știu cât, pe un kit de șnururi din ăsta și să-mi fac o soluție, mă rog, de avarie. Cea mai bună, probabil, soluție este să faci și o asigurare din asta, cum se cheamă, de asistență rutieră, da? Care pot să vină și în caz de ceva te ia cu platforma, e 100 de euro pe an sau chiar mai puțin, 300-350 de lei pe an. Îți faci o asigurare la un din ăsta și în momentul în care pățești ceva la care nu știu, s-a întâmplat, conjunctura nu-ți permite să ajungi la o vulcanizare înainte să se desumfle roata de tot, în momentul ăla suni, vin băieții, îți ridică mașina sau îți fac ei pana, habar n-am care e sistemul, dar am înțeles că există și funcționează, iar costul nu e mare, după părerea mea, să dai 300 de lei ca să ai o asemenea asigurare, să vină unul să te ia, să te ducă într-un oraș, să-ți rezolve problema, eu cred că este super ok. Acum, legat de ce se întâmplă la un schimb de pneuri la Tesla, în timp ce eu vorbesc, voi vedeți imaginile, deci se fac operațiune clasice, da, se adă roata
jos sau da roțile jos, se scot anvelopele de vară în cazul în care le schimb pe cele de vară cu cele de iarnă pe același rând de jante. Necesită, bineînțeles, o reechilibrare, deci este obligatoriu. Adică eu nici nu mi-am întrebat, că mai sunt clienți care întreabă, știți, dar am echilibrat și roțile, e logic, și la banii pe care i-am plătit mă aștept ca totul să fie inclus și a fost inclus, da? Ei au o grămadă de chestii, inclusiv, domne, am văzut o valvă crăpată, da? O supapă sau cum îi spune, valvă, că e crăpată sau că nu e în stare ok, se înlocuiește, deci totul este inclus în acest cost al schimbului de pneuri. Din punctul meu de vedere, sigur, soluții sunt nenumărate, puteți merge, sunt acum foarte multe companii care oferă servicii profesionale de schimb pneuri, însă părerea mea că depinde ce fel de om ești și cât de mult ții la viața ta, pentru că e o foaie A4 care te ține legată de drum, asta este suprafața pe care o au pneurile în contact cu drumul, mai mult sau mai puțin, da? Deci imaginați-vă că viața voastră e pe o foaie A4 circulând pe asfalt și atunci poate că e bine să nu neglijăm pneurile și să nu neglijăm aceste sezoane pe care le avem. Știu că iarna nu mai este cum era și eu sunt dezamăgit, vă spun sincer că mă gândeam și la soluția și probabil soluția optimă pentru Tesla este să avem un set de pneuri. Eu vorbesc acum pentru zona de București sau zona de sud, să spunem. Cred că un set de Michelin Cross Climate e tot ce trebuie pentru și nu mai te chinui în cel mai rău caz când îți pune mașina din 10 în 10.000 sau când vrea să rotești pneurile, doar faci rotirea pneurilor. Eu am preferat acum soluția cu pneuri de iarnă pentru că mai am momente în care mai fac un Timișoara, mai fac un ceva, mai mă duc la un concurs și nu știu cât de mult. Nu știi ce vreme vine, nu știi cum trebuie să traversezi munții sau ceva și atunci poate că optim este să ai pneuri de iarnă. Nu trebuie neglijat acest aspect. Eu, de exemplu, știu că multă lume m-a întrebat de ce nu am filmat această Tesla până acum. Urmează să o filmez? Ei, nu am filmat-o pentru că nu am avut pneuri de iarnă. Deci ăsta este răspunsul, pentru că cum ar fi fost ca eu, Robert Adam, care vă prezint mașini de atâția ani și mă știți cum sunt, să vin și să vă spun în luna decembrie cu zăpadă pe jos, hai că uite, n-am apucat să-mi schimb pneurile de vară, dar o filmăm așa că nu e ok, da? Adică nu ne jucăm. Când a fost zăpadă prin București 2-3 zile, eu am mers cu Demaxul, n-am avut nicio problemă, am lăsat Tesla deoparte și în momentul în care s-a evit această oportunitate să găsesc pneurile de iarnă, le-am executat, sunt pe mașină acum. Le mulțumesc celor de la anvelope.ro. Probabil că o să mai avem colaborări împreună. Mi-a plăcut foarte mult cum am văzut că au fost tratate toate mașinile care au intrat, pentru că în timp ce mașina mea era și eu vorbeam, am urmărit ce se întâmplă în serviciul lor. Este totul la un nivel de calitate pe care l-aștepți. Adică a fost genul de experiență la care am stat cu mâna în buzunar, n-am pus întrebări, n-am deranjat, nici măcar nu m-am uitat. Am știut din start că ceea ce se face aici este ceea ce trebuie să se facă. Le mulțumesc pe această cale și o să ne vedem cu siguranță în primăvară când va trebui să revin la pneurile de vară.